Damian! Damian. Stai, nu, nu, nu. Spune, eu beau? Eu beau. Această apă minerală. Această apă minerală. În numele lui Iisus. În numele lui Iisus. Și nimic nu va face rău. Și nimic nu va face rău. În numele lui Iisus eu beau. În numele lui Iisus eu beau. Dă-i drumul, bea. În numele lui Iisus. Nimic nu va face rău. Nimic nu va face rău. Pune mâna pe stomac. Pune nimic nu va face rău. Până acum mi-a fost rău. Până acum mi-a fost rău. Foarte rău. Foarte rău. Dar din clipa asta. Din clipa asta. Nu va face rău. Nu va face rău. Va fi o binecuvântare. Va fi o binecuvântare. Este o binecuvântare. Este o binecuvântare. Pentru trupul meu. Pentru trupul meu. Cred, Doamne. Cred, Doamne. În numele lui Iisus. Amin. Cred. Și îți mulțumesc. Cred și îți mulțumesc. Amin. Amin. Cum te simți? Foarte bine. Lui era frică să bea un pahar de apă minerală. Cum? Îi era frică să bea un pahar de apă minerală. Îl vomit, ce se întâmpla când îl bea? Beiam așa, pe moment, cum beau și aici apă rece și imediat îmi vine înapoi sus și îmi vine să vărs. Îți vine înapoi și îți vine să vomiți? Da, îmi vine să vomiți. Să-l vomiți înapoi. A trecut un minut, un minut, și n-ai nimic. Și nu voi, spune, nu voi avea nimic. Nu voi avea nimic. Iisus pe mine, Iisus pe mine m-a vindecat. M-a vindecat. Și nu mai am nimic cu stomacul. Nu mai am nimic cu stomacul. Îți mulțumesc. Mulțumesc. Asta, Damian, au venit aici la fratele Login, suntem aici la fratele Login, aici la el unde suntem. Domnul să binecuvânteze, suntem aici pe deal undeva, unde are casa lui. Aici se vede orașul, partea asta unde e orașul, un orașul Florești, unde suntem aici chiar lângă Cluj. Suntem aici în casa lui fratele Login și el a fost partea în camera de sus și i-a făcut mărturisirea. Poți să lași paharul jos, să lasă jos. Damian, am înțeles că au avut ceva, s-o depărta de Dumnezeu, corect? Da. A avut o ceartă, o încăierare cu cineva, cu mai multe persoane, unii au venit împotriva lui, cine a venit împotriva lui și cu o bâtă mare l-a lovit în cap, așa-i? Da. În cap, l-a lovit în cap. Da. I-a crepat craniul capului și partea din față a venit în jos, de la cap? Da, în jos. În jos, partea de... Uitați aici, așa... tăietura de la cap, i-o crepat craniu până pe partea asta, i-o crepat și complet craniu și vă dați seama, era aproape mort cineva, am înțeles, l-a dus la spital, ambulanța l-a crepat capul în două, i-o crepat capul în două, pur și simplu, de la lovitura care l-a lovit-o, pentru că el s-a depărtat de Domnul și nu mai a avut ce? Protecție! Da. Protecție din partea. Minunea lui Dumnezeu. Ce se întâmplă? Cât a stat în comă? Două luni jumate. Ți-au făcut operație? De 24 de ore. Așa? Două luni jumate a stat în comă. Da. Și operație pe creier am avut 24 de ore. 24 operații de creier. Și au zis doctorii că moare. Au zis că mori? Da, mi-a zis medicii că o să... La maică să eu că moare. Da, mi-a zis că o să... Că nu mai ai șanse. Și da. Dumnezeu s-a mai dat așa. De mine și... Ia, da, așa. Dar... În seara asta el și totuși nu s-a întors așa la Domnul. Totuși a zis că zi. Azi noapte au avut un vis că tot mereu îi apare Domnul Iisus și îi spune că mi-a dat o șansă. Și eu și azi noapte o văzut pe Domnul cumva în vis. A venit astăzi la fratele Login, că îl mai ajută aici unele lucruri, fratele Login, și că l-am văzut, o zis, stai puțin de vorbă cu tânărul ăsta. A 31 de ani și nu-i căsătorit. Damian. Și mă uit, ne-a rugat pentru el și-a mărturisit păcatele. A simțit eliberare. Da. Damian. Da. Ați simțit eliberare? Da. Așa, te simți mai ușor în urma mărturisirii? Foarte ușor. Foarte ușor. Foarte ușor. Și apoi ne-a rugat pentru ce? Ne-a rugat pentru dureri de cap. Avea dureri de? Cap. Cap. Te durea capul rău. Da. Și ochii, el durea și ochii. Da. Și din când în când și azi noapte, partierul zis că a avut hemoragie. De la cap de multe ori purge sânge pe gură și pe nas. Da. Și ne-a rugat Domnul ca să nu se mai producă nicio hemoragie. Domnul să vindecă complet creierului amin. Și amin, mintea Domnul. Lui. Ne-a rugat Domnul pentru el, Domnul la durerea și de ochi și de cap. Și apoi ne-a rugat pentru spate, avea dureri de spate. Da. Ne-a rugat pentru spate, mai ai dureri? Nu. Nu mai ai? Mișcă puțin. Mai ai? Dar aveai dureri înainte? Nu mai ai. Nu mai ai durere acum. Mă simt foarte ușor. Te simt foarte ușor. Și apoi ne-a rugat pentru stomac. Cum am zis, el nu putea să bea apă minerală de fel. El nu putea să bea apă minerală. Nu putea. Și fratele Login a spus, ne va ruga Domnul pentru tine. Și în momentul când ne-a rugat, Domnul se va atinge tine. Cum îl bea, cum vomita imediat. Da. Ne-a rugat, uite acum așa aproape 3-4 minute, uite imediat 5 minute de când l-ai băut.
Sunt 5 minute și nu-i nimic rău. Nu s-a făcut niciun rău. Nu. Te simți bine? Foarte bine. Foarte bine. Mulțumesc, Domnul. E mare Domnul. Da. Dacă te întorci înapoi la El, da, iartă, vindecă. Da. Ține-te de Domnul. Amin. Și de seara vine la rugăciune aici, că avem rugăciune aici, aici la El. Da. Bine? Da. Domnul să binecuvinteze. Amin. Și să te ține lângă El și să primești și Duhul Sfânt. Amin. Trebuie Amin. Să stărești să primești Duhul Sfânt. Bine? Amin. Da. Domnul să binecuvinteze, Damian. Și Amin. Domnul să binecuvinteze și pe tine, fratele Loghin. Amin. Amin.